Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Dragilor, astăzi doresc să fac un nou videoclip, însă acest videoclip este doar scurt și informativ pentru a vă explica foarte, foarte pe scurt, pentru că nu o să intrăm în niciun detaliu, ceea ce s-a întâmplat. Noi am filmat un videoclip anterior, pentru că foarte, foarte mulți dintre voi mi-ați scris de ce am șters videoclipul, știu eu de ce l-am dat jos, ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat ceva și efectiv multe chestii. Ei bine, noi am filmat în acel loc, în videoclipul anterior, am filmat și nu este ok, bineînțeles, nu este normal să mergi să filmezi în acel loc, însă nu ne-am interesat înainte de a merge și a filma, nu m-am, să zic, m-am documentat despre toate chestiile necesare, să zic, și automat este vina mea, este vina noastră celor care am filmat și automat am șters videoclipul pentru că trebuie, cum spuneam, să ne asumăm ceea ce punem pe YouTube și în momentul în care greșim ceva, eu nu sunt unul dintre, sunt așa zic eu, că eu nu sunt un adept al hate-ului, al lucrurilor nașpa, lucruri negative din lumea aceasta, și atunci când se întâmplă să fie ceva, cel mai bine acoperim totul și nu-i absolut nimica. Pentru că am fost avertizat, nu o să-ți dau nume, nu o să spun nimica, este chiar foarte bine pentru că acea persoană m-a avertizat în acest sens pentru a nu intra în complicații mai mari și da, o să filmăm alte chestii mult mai normale, mult mai interesante, mult mai frumoase și da, totodată o să ne interesăm dinainte de a filma despre toate chestiile necesare, toate chestiile, știu eu, care, să zic așa, sunt implicate în cadrul sau de care o să dăm noi în momentul în care ne implicăm într-o filmare, să zic așa, în diferite motive. Așa că, fraților, cam asta este treaba, da? Deci nu am avut voie să filmăm, nu este nicio problemă, m-am șters videoclipul, toată treaba este ok, am rezolvat totul, m-am simțit oarecum dator și față de voi să vă spun acest lucru, pentru că foarte mulți mi-a scris și nu știați cum să treaba, nu știați de ce am făcut acest lucru și pentru a nu, știu eu, stârni fel și fel de controverse, am zis ca să creez acest videoclip special doar pentru chestia asta, să vă spun, pentru că este un loc, să zic așa, prin care nu putem să arătăm anumite lucruri pe YouTube. Deci, cam asta am vrut să spun, dragilor, nu am avut voie să filmăm în cimitir, deci asta este. Videoclipul nu mai este pe, știu eu, pe canal, nu mai poate să-l vadă nimeni, deci nu mai este nicio problemă. Am zis ca să ne conformăm regulilor, să ne supunem la toate chestiile și principiile societății, pentru că asta este frumos, este normal să respectăm orice regulă. Ne cerem scuze încă o dată față de toți cei care au văzut videoclipul, poate care nu au fost de acord cu acest lucru. Le mulțumim încă o dată celor care ne-au atenționat și pe care aceasta toată stima și respectul și da, o să creăm noi videoclipuri, fraților, astăzi, după ce termin acest videoclip, o să merg pentru că avem alte lucruri de filmat mult mai mișto și mai interesante, așa că rămâneți geană pe canal, nu uitați să vă abonați, like, share, subscribe, toate chestiile astea, aveți linkul de donație în descriere, dacă vreți să oferiți o donație pentru ceea ce facem noi, este binevenită, fratele vostru vă salută, vă pupă pe toți și rămâneți geană pe canal, încă o dată ne cerem scuze cu acel videoclip și nu o să se mai întâmple, toată treaba a fost ok, noi suntem fericiți pentru că asta trebuie să promovăm, chestiile frumoase, chestiile pozitive ale lumii, nici de cum chestiile negative, hate-ul și așa mai departe. Fraților, vă salut și haideți să ne vedem cu noi clipuri în continuare. Ciao!